Auzi, fată. Da, fată. Am tot vrut să-ți spun ceva. Îmi tot scrie băiatul ăsta, Alex. Care Alex? Nebună, ție chiar îți trebuie un băiat, că n-ai mai avut pe nimeni de mult. Alex Popescu. Ați ieșit voi într-o perioadă. Alex Popescu. Sună cunoscut. Da. Am 14 Alex Popescu pe Facebook. Păi nu știu, cred că v-ați cunoscut la Loft, dacă te ajută cu ceva. Nu, ne ajută cu nimic. Cred că am cunoscut 14 Alex Popescu la Loft. E un băiat frumos, înalt, ochi albaștri, brunețel, așa. Da, l-am găsit. Dar ce-i cu el? Ți-a scris și ție? Că scrie la multe, chiar scrie la super multe, dar noi nu-i răspundem. A, da? Mi s-a părut un băiat așa foarte, foarte de treabă, foarte smart, foarte drăguț. Chiar mi-a plăcut mult de el. Ok, ok. Bine, de asta am și vrut să te întreb, dacă ai o problemă cu asta, nu o să-i mai răspund, practic. Nu, fata, am ieșit cu el acum un an de zile, mi-am bătut puțin joc de el, chiar nu e nicio problemă. Chiar nu e nicio sigură, problemă. Da? Sunt sigură, chiar mă bucur pentru tine super mult, ești o fată super și meriți un băiat super. Numai că trebuie să te schimb aici în telefon, din Andra, să te salvezi Brutus A. Pentru că fix ca Brutus A, m-ai înjunghiat pe la spate. Cum și Brutus A l-a înjunghiat pe Traian. Măi, ai zis că ți-ai bătut joc de el, ai zis că nu-l mai vrei. Da. Niciodată. Niciodată, atunci. Și acum... Acum e acum, atunci e atunci. Bine, ți-am zis, pentru mine nu e atât de important. Dacă asta o să te supere în vreun fel, eu renunț. Da, îl iubesc. Mi-am dat seama că îl iubesc. Și el... Nu te super, nu? Nu mă super, normal că nu. Sigur? Ești prietena mea. Pe bune? De ce să mă supăr? Acum mă simt prost acum. Ai mă, că nu mă supăr. Mă simt proastă. Tu chiar ai nevoie, chiar vă potriviți. Ai nevoie de un băiat bun așa cum era el. Chiar ai nevoie. Du-te și te vezi cu el. Du-te să te vezi cu el. Te pup, fată. Te pup, fată. Ceau, pa. Hei, Alex! Da, încă mai ai numărul meu. Drăguț, drăguț. Hei, uite, mi-a zis și Andra că vorbiți și vreau să zic că ai și tu binecuvântarea mea. Da, știu, dar nu era nevoie neapărat. Succes și să ai grijă, da? Pa, ce? Cu ce să ai grijă? A, e, nu, nimic important, doar că știi, de când au dat afară de la casa de nebuni și am luat-o eu la mine în casă, nu știi de casa de nebuni? A, păi normal că nebunești când nu-ți tratezi scabia atâția ani. De unde să-i scabie? Scabie e cea mai mică problemă pe care a contactat-o ea în turul ei din Europa. Hei. Mi-am dat telefon. A, nu-i nimic, te pup. Unde te pup, ce-au succes. Mhm, mhm. Da, plus că pute.